Cum era șoferul ăla de autobuz din Scoția cu care am făcut turul ăla, care cânta tot timpul așa: "Time is not our friend." Exact așa este noi acum, că nu prea avem timp. Dar ce? Am fost și eu? N-ai fost, n-ai fost. A, n-am fost, ok. Chiar n-aveam niciun... Nu, dar îți povesteam că a fost foarte mișto șoferul cu care am mers. Făcea "Time is not our friend." Da. Indeed it isn't. Suntem cu podcasturile exact cum era cu rap-ul în 98-2000. Adică? Păi fiecare rapper era membru în cel puțin trei formații. Ah, da, chiar. Așa suntem acum cu podcasturile. În 90-2000? 95-2000, adică, da. Adică, dă-mi un exemplu. Păi în primul și în primul rând, și zicea pe piese despre asta, că toți rapperii aveau formație. Așa. Adică nu puteai să fii pur și simplu un ascultător de rap. Erai și cântăreț. Și da, nu era fiecare om, era în cel puțin două formații. Avea o formație cu ăia și mai avea o formație cu ăia. Deci toată... Cum am eu cu voi și cu comic. Da, exact. Așa. Dar numai că toată lumea era așa, știi? Și acum cu podcasturile e cam aceeași chestie, știi? Că fiecare face vreo două podcasturi cel puțin. Dar nu e, mă, cine în afară de tine? Păi uite, Vio nu e tot timpul pe la păi show de seară. Păi nu e, că nu e pe show de seară. Nu, au niște ediții speciale show de seară. Eu accept ce zici tu și nici nu le procesez. Da, care dreptate, Mocanu? O iau ca pe o insultă, îți mulțumesc. Nu e nimeni în două podcasturi. Cum să nu, mă? Cine mai e? Bă, deci, Vio în primul rând a fost la foarte multe podcasturi live cu show de seară. Bă, nu e la... A fost la... Câte podcasturi s-au făcut, mă? 4? Vreau să zic 3. Băra, de exemplu, e și, are podcast și cu mine, are podcast și cu Luiza, cu Drăcea, da. Și cu așa. Tu, de exemplu, tu faci parte și din acest podcast și ai și o televiziune. Mulțumesc din suflet că crezi în mine. Alex, da. Alex Dan Diaconescu Mocanu, o să zic de acum. S-a făcut gluma. S-a făcut gluma? Mm-hmm. Pula mea, dacă n-au mai dat-o, acum e mea. Tare. Îmi place că Vio zice doar ce tare la orice, astăzi are... Da, asta a fost tare, mi s-a părut tare. Despre ce discutăm, Vio? Pentru că trebuie să le zicem la oameni, așa, că este probabil un podcast mai mult în doi azi. Da. Și noi am făcut asta. Dar eu ce sunt aici? Sergiu, care e și în celălalt podcast. Vezi? Și... Așa este, mă. Da. Plus că Meme Liga, acum ai văzut că e un grup de meme cu Toma și cu... Da, am văzut, ce cu faza. Nu, pe mine mă oftică doar că oamenii nu, dar nu mai vreau să le zic nimic, să se bucure de grupul ăla cum văd. Da, pe mine mă bucur, mă enervează că nu pun toate memele pe un template la o postare, știi? Și după aia, imediat cum apare o poză, apar 80 de postări cu tot felul de meme din care, mă rog, toate sunt frumoase și bune, îți dai seama că No Child Left Behind nu există. Nu, mă, dar în loc să te... Premii, medalii la toată lumea. În loc să te superi pe ei, puteai să faci o... Dar nu mă super pe nimeni. Chiar nu mă super. În loc de atunci când a fost situația, dar ai zis tu că nu mai moderezi și v-aș pula. Da. Trebuiau doar niște reguli, da, exact asta. Asta era singura regulă importantă. Când apare un template, să se pună în comentarii. Da. Dar nimeni nu vrea să pună în comentarii, pentru că fiecare vrea atenție. Da. Dar dacă erau... Asta chiar e ușor de moderat. Știi, adică da, să se pună să șterg toate memele care nu sunt puse în comentarii și după aia, exact, da. Ai văzut că se supără câte unii că de ce am șters o memă cu firea care nu știu ce pula. Ah, da, ăla a fost extraordinar. Ăla a fost extraordinar. A pus Eu nu știu despre ce vorbim. A pus o poză așa, cu firea. Uh-huh. Doar o poză cu firea. Și a zis că este super memabil, nu știu. Și i-am șters-o. Că no, nici măcar nu era memă, dar mi-te să aibă legătură cu scopul grupului. Și ăla nu s-a lăsat. A revenit și a postat că, ei, dar ce e asta, dar ștergem poze acum sau cât v-a plătit PSD-ul? Da, deci a fost extraordinar. Și da, a vorbit-o vreme acolo, până i-am șterg și postarea și l-am dat afară. Păi nu, mă, dar dă-l în pula, dacă vii și cu pula scurată, că da, ce, nu mai facem meme cu fire acum? Ce e asta? Nu oriunde să fac meme cu fire. Și sărit oamenii în comentarii cu print screen de la... grup cu meme de la între show-uri. Da, și nu. Scrie de la între show-uri, adică de când e Toma cumva. Auzi, cu Cristi Popescu. Da, bă, hai să spun că e treaba. Vreau să fiu băgat în seamă. Noi nu avem idee de faptul că în tabăra asta, nu vreau să zic rezist neapărat, dar tabăra asta anti-PSD în care noi de bine de rău ne aflăm. Da.
mai mult sau mai puțin, dar în general cam în zona aia suntem, da? Mai mult sau mai puțin. Există idioți absolut în tabără, dar noi absolut nu prea avem de-a face cu ei, că țipă la alții și când te intersectezi cu ei, te intersectezi cu ei mai. Dar sunt idioți, cum era băiatul. Sunt foarte mulți. Eu după ce am foarte pus... Mulți, nu? Da, dar numai că nu prea-i vezi și ai impresia că nu există. Mai degrabă vezi idioții din partea elaltă, știi? Eu după ce am pus clipul ăla cu jandarmi, gaze și nu știu ce, mi-a dat mesaj și m-a luat la pulă foarte tare un băiat de la Arma sau nu știu, sunt ăștia care au scos piesă cu Oreste. Oh, e o piesă cu Oreste? Da, dar nu, Oreste nu cântă, el doar apare în videoclip. El și ăla, Mălin Bot și nu știu, adică nucleu pur și dur de rezist, de pula mea, de ei luptă cu spray-ul, de au făcut muie lui Zesan, la un nenorocit pe ăla că au făcut o muie pe poarta la garaj. Băi, ești nebun, au făcut o muie pe poartă la garaj? Da, mă. Da. Păi te piși pe ei de Francesca, au dat foc la Paris, ne-am dat cu șpreiul pe... Da, mă. Avea au și de alea de spermă? Nu, că era o de-asta. Ce drăguț. Nu era o pulă, nu era o pulă, eu am crezut că eu... Era o de-asta. Da. Și... Da, mă, nu scria muie, era nu, doar... Nu, era așa, da. Bă, și faza e că... E ca și cum arăta el dinăuntru muie ce arătea față. Exact, eu desenat sufletul pe ăștia care treceți pe aici, muie. Da, și m-a luat băiatul ăsta de la Arma, care ți-a zis, deci extrema rezidu, ce mi-a zis că, bă, prietene, că tu nu te piși așa pe proteste. Și eu ca prostul, că bă, să-mi bapul, atât de tare m-am judecat în momentul ăla. Eu i-am răspuns serios, pentru că am problema asta, frate, și de-aia îți spun că tabere, chiar ești în tabere și ai bias din ăla, cum îi zice. Am înțeles. Bias, mă rog, cred că ne... Eu am zis că, bă, ăsta nefiind un PSD-ist dement, am să vorbesc cu el și am spus, băi, mai uită-te odată, asta am zis, mai uită-te odată la clip, că o să înțelegi. Și a zis, m-am uitat și o prostie și te piși pe el de protest și nu știu ce, și după aia m-a înjurat și mi-a dat bloc. Și după aia mi-a dat să zic, deci cu idioții din orice parte nu se vorbește. Eu trebuia să-mi dau seama că idioții, că întâmplătorii oarecum din partea în care sunt eu, nu înseamnă neapărat că se vorbește cu el. Cam târziu să-ți dai seama de asta. Bă, eu sunt... Ai o vârstă, te-o. Acum că nu-i Costel, o să țin lucrul Costel. Eu, să știi că învăț tot timpul și descoper și decojesc câte o... Și ai și încredere în oameni. Da, cum să nu? Păi dovadă cât mi-am furat-o cu ăsta. Eu tot timpul mai iau o petală de pe floarea lumii, să știi. Eu când mor vreau să ajung la boboc. Bă, eu aș vrea să mă întâlnesc la un moment dat cu un din ăsta. Un extrem rezist? Da, eu aș vrea, nu știu, un, de exemplu, cu un genul care scrie chestia, adică aș vrea să mă întâlnesc față în față cu el și să... Îl bat. Nu, Doamne ferește, dar chiar sunt curios, pentru că eu nu mă lovesc de oamenii ăștia aproape niciodată în afară de online. Da. Eu nici nu, faptul că nici nu mai merg pe jos, dacă doar în mașină mă duc unde am treabă, e destul de cosmopolit. E ok, adică nu sunt dobitoși pe acolo. Sunt dobitoși, dar nu prea. Și eu m-am izolat complet de toți oamenii ăștia și sunt curios cum, how do they tick. Adică... Dar nu e interesant, adică nu găsești nimic interesant. Bă, dacă nu știu, ai face vreau, asta... Vreau să-i dau un mesaj, să-i răspund unui... Bă, da, eram curios. Da, era un băiat care era atât de supărat pe show de seară, bă, vrea să strângă bani, să oprească chestia asta. Hai, adică la modul era, bă, dar deranjat și m-aș fi întâlnit cu omul ăla. Chiar nu știu, dar când e o chestie personală, e mult mai așa. Dacă e un băiat care e pur și simplu supărat pe drag, nu, dar eu sunt curios, da. Ce da, nu poți să-ți... Ce, da. Care e curiozitatea să te întâlnești cu un băiat care e super supărat pe Dragnea? Adică atât de supărat pe Dragnea că vede negru în fața ochilor și înjură pe toate oamenii. Ce interesant acolo. Când e vorba de tine, e într-adevăr. Adică și eu aș vrea să-l cunosc pe omul ăla și nu e vorba de mine. Pentru adică că nu, eu gândindu-mă la show de seară, efectiv nu pot să-mi imaginez. Deci, fii atent, știu că o să sună de căcat acum. Așa. Dar voi chiar nu sunteți genul de emisiune care să supere. Bă, ceea exact, ce e și bine și rău. Este, da, exact, e și bine și rău. Știu. Dar nu poți să-mi imaginezi cine s-ar uita la emisiunea voastră să zică băga mea și pula exact, în ăștia. Da, există. Și este asta incredibil, mie. Absolut incredibil. Ce vai limpi? Și-a rupt piciorul, Sergiu. Și-a rupt piciorul? Nu și-a rupt piciorul, și-a scrântit piciorul. Nu e extremist, Sergiu. Noi am mai auzit alte povești, Sergiu. Sergiu nu e extremist, mă, el nu-și rupe piciorul, mă. Scrântește. Auzi, Alex, dar tu vrei să anunți ceva sau să... Salut, Sergiu! Sergiu!
Se spunea microfoane, da. Pentru că episodul trecut a fost o minune a sunetului. Da, da, da. Ăsta poate se aude bine. Nu, căcat, nu putem. Restul puteți vedea. M-aud? Ce faci, Sergiu? Bine. Am fost în turneu și am călcat strâmb. Opa! Opa! Și ești cumva și tăiat în talpă? Pentru de că ce? Ai călcat pe bec. Oh! Bă, de unde le scoate? Băi, dintr-un puț infinit de amuzament. Da, da, da. Dar am zis că a fost destul de penibil. Că zicea, nu putea Cristi, că zicea Toma, că tu erai în spate. Informația la mâna a patra e. În mașină. Și tu puneai în spate și apoi ai dispărut dintr-o dată. Ce tare. Cum se, Sergiu? Stai, ți-ai pornit ăla? Pornește, bă, la... Nu, ți-am zis că ți-am dat oprit ca să nu facă gărăgie. Așa. Deci da. Așa, ai fost în turneu și ai călcat strâmb. Nu mai contează. Ai fost în... Aoleo, bă, și în ăsta s-a pierdut. Da, pun sunetul de pe cameră. Se rezolvă. Of. Da. Da, mă. Deci ai călcat strâmb în turneu și... Și ai dispărut. Și am dispărut, da, da, da. Da. Și nașpa? Bă, da, mă doare, n-am fost la doctor, nu. E întors. Nu știu ce. E întors probabil, na, da, da. Am mai avut asta, am avut toată viața mea. Întors și luxații. Nu-i de parcă mergi la școală ca să afli lucrurile astea. Sunt curios că pare exact aceeași chestie, întors sau luxații. Îți pare aceeași lucru pentru că din punctul tău de vedere dor amândouă, dar nu știu diferența. Eu sunt sigur că este. Adică întors sau luxații la modul nu trebuie gips, așa. Da. Da. Cum zicea și un băiat într-o glumă. Gips, orice avea gips. Gips, da. Chiar. Sergiu, am o întrebare pentru tine. Ia zi. La ce termen se prescriu, să zicem, premizele? De fapt, nu premizele, că premizele niciodată nu sunt ale cuiva. Dar știi că există niște premize oarecum mai specifice. Adică există, totuși putem să zicem că există premize și premize. Adică da. Una e o premiză gen că bărbații mai împing în creștetul femeilor până un căcat ăsta, da, e o premiză total generală și alta e asta cu, uite, exemplu, cu ortopezii, cu gipsul, cu ce, e o premiză mai specifică, știi? Dar să zicem un subiect, ca, dacă zicem un subiect, înțelegi la ce mă, adică premiză plus abordare. Hai să zicem subiect la premiză plus abordare. Știi cum este asta? În primul cum ar fi de exemplu asta, că ortopezii nu fac decât să pună gips, așa. Care e o premiză plus un unghi, dar n-are o glumă. Da. Adică ar putea mulți oameni să se gândească la subiectul ăsta, nu? Da. Că ortopezii ce fac, ei pun gips. Deci nu poți, nu poți să-mi zici că e o glumă. E un subiect. E o promiză plus o abordare. Da. E o observație. Da. Dacă Vio face gluma asta și după aia n-o mai face, în cât timp e up for grabs? În cât timp poți să o ia altcineva? Că tu, am înțeles că tu ești... Eu te văd pe tine ca ala care face State of the Union la... Na, la Montreal cred. Just for Laughs. Eu am să te iau așa, drept arbitru. Deci tu, că acum faci workshop de comedie. Păi da, marș în șlițul. Da, dar nu vorbim despre asta. Vorbiți despre orice. Nu la primul curs. Mai încolo, mai încolo. Dar eu te iau, chiar te iau de arbitru așa. Ia zi, care e regula? Mă, în principiu, n-ar trebui, zic eu. Adică? S-o iei, s-o dar o nu folosești, cu ei. S-o folosești. Da, dar altceva spun, nu s-o salți. Bă, știi care exact chestia de ISO tu atunci când a fost procesul ăla, că I know it when I see it. Și exact așa este. Sunt unele chestii care se duc un pas mai în față, că de exemplu, nu știu, tu ai spus chestia asta cu ortopezii, că ai văzut și gluma lui Sorin, care o chestie despre ortopezi și gips, dar în niciun caz nu se poate spune, bă, are vreo legătură cu gluma mea. Înțelegi? Eu la altceva. Cred că și asta e un... Adică, depinde și ce faci cu da, ea. Da, depinde ce faci cu ea, pentru că sunt cazuri în care se duce puțin mai acolo și la modul, bă, începe să fie, e puțin prea mult. Asta îți dai seama când o vezi. În rest, nu prea poți să... Deci, iată, ca să înțelegi exact la ce situație mă refer. Nu mă refer la faptul că este o glumă copiată, adică eu am auzit-o la Vio și după 5 am gândit eu să dau gluma lui Vio. Ci e vorba de zona aia de cam aceeași premiză, cam aceeași abordare, dar ai un, oarecum să zicem, un punch la diferit. Dar glumele, dacă de la distanță arată la fel. Adică vorbești despre aceeași lucru în același fel. Numai că ai un pic diferență de punchline. Deci nu mă refer la o glumă săltată.
Să zicem că Viu a făcut acum 7 ani. S-a mai făcut, poate n-ar trebui, dacă nu e o glumă care să, din nou, depinde ce faci cu ea, dacă e într-adevăr să merite, să zici că o duci într-o zonă. Păi nu, cu nu, totul nu știi că s-a și... mai făcut. Asta încerc să spun, nu știi că s-a mai făcut. Vrei să ne mai dai un exemplu? Păi atunci nu vreau să dau nume pe piese. Dacă da. Nu dacă nu știi, dacă nu știi că s-a mai făcut. Păi nu, dar dacă eu văd la cineva o glumă pe care eu am făcut-o acum 8 ani. Dar nu mai zic de 5. Și omul a făcut-o el acum. Asta încerc să spun. Dacă eu nu mai zic de 5 ani, pot eu să mă mai duc să-i zic la omul ăla că e gluma mea? Dacă eu nu mai zic de 5, eu dacă aș fi zis-o acum, el probabil că n-ar mai fi putut să o facă, pentru că erau foarte asemănătoare, ca subiect și ca abordare, înțelegi? Dar nu era identică gluma. Dar eu nu mai zic de 5 ani. Dacă eu nu mai zic de 5 ani, pot eu să mai zic că e gluma mea sau s-a prescris? Eu nu cred că se prescrie, n-are de ce să prescrie. Păi da, dar eu nu mai zic. A, aici nu înghiută, nu văd de ce nu ai face asta. Possession is 9/10 of the law. Nu este problema. El are gluma cu lui. Ai undeva online acea glumă? Nu. Atunci, pula. Păi că dacă era online undeva, nu se mai pune la discuție. Eu cred că dacă a luat-o, e nașpa din partea lui. N-a luat-o. Dar tu atunci, aia e. Dar dacă eu o ziceam în momentul ăsta, n-ar mai fi zis-o. Adică n-a furat. Dar nu așa este, nu așa este. Nu e viu. Nu, aici sunt de acord, da, într-adevăr. Dar nu cred că este să prescrii sau după anumit timp. Dacă, da, pentru că eu, ca să înțelegi, eu chiar nu sunt bulangiu, eu sunt mai degrabă de partea libertății. Eu știu despre ce glumă e vorba. Da. Eu sunt mai degrabă de partea libertății de genul. Adică eu m-am gândit la chestia, am zis, bă, asta e gluma mea, pula mea. Dar zic, dacă nu mai zic de 5 ani, de 6 ani, aș fi de căcat să mă să zic, bă, nu mai zice că e a mea. Păi eu nu mai zic, dar e a mea. Da, adică, la modul dacă am lăsat-o acolo, dar nu că a luat-o cineva. A început altceva să facă o glumă pe subiectul ăla. Bă, come on. E, da, să zic, possession is 9/10 of the law. Gen, dacă mai ales că dacă nici nu e undeva gluma asta, atunci nu e pierdută, rătăcită da, de demon. Da, nu e. Da. Nu e. De-aia te-am chemat, Sergi. Bun, s-a rezolvat și problema asta. Da, ok, bun, hai. Okay, poți să mergi. Dacă mă aveți sindicat, Sergi ar fi liderul sindicatului. De dar ce aveți, mă, cu mine? Mi se pare că tu ai putea să te uiți să vorbești la guvern. Nu știu, așa mi se pare. Despre pensie și de astea. Pensia acum, nu. Ah, nu. Pensia de la guvern. Sorin ar fi. Cum ar fi? Niciun caz. De ce? Cum? Sorin mi se pare lider sindical perfect. El e născut nu, să fie lider sindical. Nu, e ăla, deci, bă, dar să fie altcineva în față. El e în spate. La, 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 el vine și... Auzi, am și o întrebare. În cât timp de când se înființează sindicatul comedianților, așa, credeți că mai apar încă două? Da, drăguț. 8 ani, nu. Există, dar la, în America există 3 luni? Nu e ceva, nu, e, nu. Știu că, dar știu că avea o chestie de nu puteau să fie plătiți cu mai puțin de nu știu ce bani. E la Writers Guild. Da, e la tot și la writer. Da, nu e la comedianți. La comedianți, da. Nu e, tocmai pentru că avem noi așa. Deci asta ne unește pe toată planeta. Spiritul ăsta de mârlănie lejeră, așa. Da. Dar ce pune, nu mă bag eu la, ia uite că vine la să da mie pula mea. Nu. Da, ok. Nu, asta spun. Da. Ia de ce m-a frământat pe mine asta și vreau să vă canu. Întreb și să vă ce părere. Cine a intrat foarte bine. Dacă tu faci o... Da, sau... Unul, dacă mai, voi, așa, tu ca clar, persoană, clar, ca sine, așa, ți-ai făcut o... Ai muncit mult să-ți faci o afacere, să faci un de-asta IT foarte mare, un lanț de supermarketuri, ceva, o afacere mare. Da. Și ai muncit mult la ea, ai împrumutat bani de la bancă, ai dat bani înapoi, ai făcut mulți bani, da, ești clar de succes. Da. Și vine și cineva și ți-o cumpără pe mulți bani afacerea, da, cu totul. Da. Ești deștept sau ești prost? Ești foarte deștept dacă asta vrei. Mie nu mi se pare. Pentru că ești prost. Ți-ai zis că un minut tops s-ar putea... Se numește Exit. Da, și dar dacă eu mi-am făcut Dita My Brand, adică am muncit la el, l-am făcut, da, nu, e al meu să lucrez la el, nu, dacă ți-l dau ție, atunci... Da, știi că poți să faci Exit-ul să rămâi în continuare în conducerea firmei, da, alea. Stai puțin, sunt mai multe variante, toate depind de ce vrei tu să faci, pentru că sunt oameni care sunt foarte mulțumiți să crească o afacere, să facă o căruță de bani, să-și vadă de viață. Sunt, da, oameni cum a fost Elon Musk, de exemplu, care a făcut Exit în PayPal și după aia cu banii a pornit alte afaceri care îl interesau mai mult. Și după aia, exact cum ce sunt oameni care fac Exit, dar rămân să conduc afacerea. Adică, la modul, mi-am luat 100 de milioane de dolari, dar eu în continuare conduc afacerea. Și oamenii care au cumpărat, să știi că sunt fericiți cu sunt mai fericiți cu cazul ăsta.
dacă, pentru că îți dau mai puțin bani, că tu în continuare mai câștigi bani de acolo. Da. Plus că rămâne omul care a ridicat afacerea până la nivelul ăla. Nu intră pe mâna altcuiva care n-a clădit afacerea. Asta e ok, dar nu mi-am imaginat efectiv situația în care fac business-ul ăla și vine unul și zice, cu ai 10 milioane de euro. Și eu zic, nu pot să refuz 10 milioane de euro, dar nu vreau să o dau. Stai puțin. Gândește-te la 100. Gândește-te la 100 de milioane. Da, nu, vorbim chiar la 400 de Facebook, de Google, de miliarde, de, da, bine. Nu contează cât bani sunt ca sumă, ci cât de bani... Cât de mult îți place ție afacerea aia de vin unul și zici 100 de milioane, spune 100 de milioane de euro pe masă. Păi da, îți place gândit, afacerea acum... că nu te-ai apucat de ea și se pare că ar fi mișto. Dar da, o dată ce acolo, o faci, multe probleme, mai multe probleme și nu cumva m-am gândit la ceva anume, specialist m-am gândit în sictir, Vio e specialist în sictir, el detectează sictirul. M-am gândit efectiv la o situație, adică eu am muncit la o chestie, nu pot să refuz suma aia mare de bani, dar mie, eu vreau firma aia, eu am muncit la o chestie pe care să mi-o fac eu pe termen lung, știi? Bă, da! Adică dacă vine mâine cineva și îți dă 1 milion de euro pe Club 99, știi? Nu refuz 1 milion de euro... Dar pe de altă parte nu vrei să dai Club 99. Da, mă, dacă continui aici, dacă continui să faci, am un contract care continui să faci show-uri, normal că îl dăm pe 1 milion nu de mâine, euro. Nu mâine, ieri îl dăm pe 1 milion. Poate aici, 1 milion de euro. Da, singura problemă știi care e că foarte multe contracte 400, de exit... 400 și costă 200, perfect. Normal. Deci, ai mă, 250 că trebuie să fac. Deci eu cam în intermediat. Da. E nimic ce facem. Foarte multe contracte de exit îți interzic să mai lucrezi în domeniul ăla o vreme. Da. Asta, na, depinde. Dacă mi-ar da, dacă ne-ar da cineva 1 milion de euro pe Club 99 și ți-ar zice și ar zice în contract că un an nu mai ai voie să faci stand-up, ar fi ok. Un an pe 400.000 de euro, da, n-aș face stand-up. Dar dacă ar zice că 10 ani nu mai ai voie să faci stand-up... A, eu aveam o altă în cap chestia asta, dacă... Tu vrei să te angajezi la Cora? Nu, altceva aveam în cap. Există vreo sumă de bani pe care să vă dea cineva cuința să nu mai faceți niciodată stand-up? Niciodată. Niciodată. Da. Există o sumă de bani? Da. Vorbești serios? Da. Undeva când începeți să ne apropiem de 100 de milioane. Deci 100 de milioane și nu mai faci, dar un entertainment nimic, tu dispari nimic, ca nimic, om. Nimic. Și, de ce zic de 100 de milioane? Pentru că aia sunt banii cu care iau o insulă. Și eu dacă am o insulă în Bacula. Cu insulă, doamne, insulă cu, deci cu canalizare, cu, adică insulă confort 1, cu stand-up, Jesus. Că nu știe nimeni dacă fac stand-up. Deci pe bune, n-ai mai, adică, pe mie mi se pare, nu cred că există o sumă de bani care să-ți ia din ce, adică, n-am cuvântul, practic ceea ce te definește pe tine înainte de bani, imagine așa. Eu de 100 de milioane de euro o să-mi aduc aminte cum era viața mea înainte să mă apuc de stand-up. Eu de 100 de milioane cred că pot să accesez amintirile alea. Că eu am avut o viață care mi-a plăcut înainte să mă apuc de stand-up. N-am trăit în mizerie și m-a scos stand-up-ul la viață. Înțelegi ce spun? Și la 100 de milioane de euro pe insula aia, eu cred că pot să mă hipnotizez și mi-au aminte de... Nu o să mai existi tu ca om în societatea asta de căcat, tu nu o să mai fi nimeni. Eu vreau insulă și... Și stai că insula aia stai un an. Nu. După aia o să nebunești pe insula aia, băi. Eu nu cred că e vorba de 100 de milioane, cred că e vorba de 1 milion, pentru că practic între 1 milion și 100 de milioane e destul de puțin pentru... Nu, o să duce, 1 milion se duce. 1 milion se duce imediat. Există apartamente de 500 de mii de euro în București, adică... Tata, nici nu vrei. Dacă ții un apartament de 500 de mii în București, atât de shallow, încât mai bine fac stand-up. Păi asta zic. Nu e, mă, zic eu că tu spui așa, dar nu e așa. Pentru că contează în primul rând. Asta e suma pentru care el ar renunța să facă stand-up. Nu e suma pentru care el n-ar avea niciun regret după aia. Da, exact. Stai puțin, n-ai zice că nu cumpără și fericirea. Se pare că sunt două sume diferite. Dar 100 de milioane, nu există sumă care să-ți cumpere să n-ai regrete. Păi, dar 100 de milioane ar fi suma la care zice, da frate, pot cu 100 de milioane de euro să-mi croiesc o altă viață care mi s-ar părea foarte interesantă și care aș face niște lucruri care... Ce? Tot. Insula. N-ai Și un pis, dar insula. Un milion nu poți? Insula. Nu vreau... N-ai voie. N-ai voie nimic legat de stand-up. Ai doar banii. Și nimic altceva. Tu n-ai voie să nimic mai... Entertainment, nimic, da, n-ai voie nimic altceva să faci. Am voie ai să mă uit pe Netflix? Ai voie să uiți pe Netflix. Am voie să mă uiți pe YouTube? Da. La voi? Da, poți să vin la show-uri? Poți să vin la show-uri. Poți să fac heckling? dacă aranjez cu glume. N-are voie să fie entertaining. Tu poți să fac heckling proaste. O știu pe asta. Eu am făcut 15 ani împreună stand-up. Și cu paharul ăla strici punchline-uri mai bune la glume.
Pe să zic, de 100 de milioane mi-a angajat niște avocați. Care heclorește aruncând cu bani. Eu n-am, eu încă nu, n-am găsit o sumă. Tocmai tu, că aici ai că suși pula pe o mie. Stai, mă, sub tupulii, sub tupulii. Poți altceva cu să sub pula să continui să fac stand-up. Da, with the story. Da, da, nu, eu n-aș, nu știu. Deci nu există nicio sumă pentru care... Să renunț la, nu, nu. Și în cuvință care acum vreau să mă las de stand-up. Vreau să mă las, jur, dar nu aș face, pentru că e posibil ca la un moment dat să zicem, bă, poate schimbă, poate acum, în momentul ăsta, în viața mea sau cum a fost până acum, toți ăștia când a vrut mereu să mă las, dar poate la un moment dat vreau să, poate vine o chestie, îmi vine o glumă. De fiecare dată când m-am lăsat, mi-a venit câte o glumă și abia așteptam să o dau. De fiecare dată când te-ai lăsat, da, capul tău. Și nu există un preț pentru care să-mi vină o dată o glumă și să nu pot să o dau. Da, dar poți să vinzi gluma aia. Vinzi gluma aia la și faci și mai mulți bani. N-ai voie să vinzi. N-ai voie. E, cum e că n-ai voie nimic să vinzi? Bă, nu ai voie. Voie. Ți-am dat banii, pula mea. Păi, dar cum e că n-am voie să-i vând o glumă cuiva? N-ai voie, mă, să mai faci nimic. Asta zic. Păi, dar n-am făcut nimic. Nu m-am urcat pe așa, n-am zis nimic niciodată. Vorbim. Să văd întâi gluma aia. Mi-am întâlnit 100 de milioane de euro, mi-am angajat niște avocați, crede-mă că pot să vând glume. Bă, ești deci... în România, poți să faci ceva pe numele lui Melinda, pe un show, pula mea. Trec glumele pe numele lui soacră mea și după aia soacră mea a vândut o glumă lui. Știi că pe care nu mai are Steaua. Da, da, știu, are unul, unul, da, unul, da. Pe FCSB-ul nu Steaua. Îmi zic FCST-o și... FCST-o, ce bune. Dar cum să nu, ce bune. Am crezut că la Vio e exact ca în bancul ăla, pentru câți bani te-ai lăsat de stand-up. Păi nu știu, dau oricât. Da, oricât. Așa. Da. Ce pentru că eu nu vreau să se lase de stand-up. Tu vrei să nu mai fii oblig, să nu te mai simți obligat să fii aici. Aia, da, da, mă, el vrea să fie, da, și cu pula în cur și cu punchline în rai, știi? Exact, da, 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 asta aș vrea. Nu, și cu pula în cur și cu punchline în gură. Da. Da. Ce tare. There you have it. Bă, ce mă bucur că l-am avut pe Sergiu. Bă, deci no, no? Da, a fost foarte bine. Spune-ne, Sergiu, că văd că ai un rânge o față și îmi place că te văd așa fericit. Rupeți picioarele mai des. Ce cu tine? Spune-ne de viața ta. Ce să vă zic? N-am ce să vă zic. Ce vreți să vă zic? Întreabă-mă, nu știu. Asta a fost interviul cu Sergiu, mulțumim foarte mult. Extraordinar, da. Spune-ne, Sergiu, despre tine. Nu știu, frate. Asta frumos ar fi un interviu așa. Da. Este cel mai bun an pe care l-ai avut vreodată în stand-up, corect? Voi toți. Da, da, da. Cel mai bun an pe care... Și după cel mai bun sezon, din cel mai bun an pe care l-ai avut în stand-up, n-ai nimic de zis. Uite, eu mă bucur foarte mult să te văd că ți-a revenit viața în ochi, în față. Ca ani de zile erai ca walking joke. Am început și să beau mai mult. Ah, poate. Nu Walking Dead, cum era asta? Walking Funny, erai, nu știu. Walking Funny. Erai pe scenă, erai tu, dar nu erai chiar tu, gen erai zombie, așa, știi? Și acum ești din nou prezent, ești viu, ești pula mea, e viață în ochi. Și zici că nimic. N-am. Ok, bun. Te-o nici nu stă mult. Ne vedem săptămâna viitoare la... Interviu cu Cristi Popescu. Cristi Popescu, cum a fost, frate? Cum e viața? Bă. Bun! Cu un episod. Da. Da, cum știi cum e, când ai ceva, după aia vrei mai mult. E exact aceeași chestie. Ești nemulțumit? Da, normal că sunt nemulțumit. Aia voiam să aud. Normal că sunt nemulțumit. Acum renunț la glumele alea și am niște glume care nu-mi plac deloc. Și mi se pare că nu au încă punch, nu au nimic amuzant. Da. Zic niște lucruri ca să umplu timp. Este foarte dubios. Cum să nu? Da. Este... Avem ego atât de fragil și atât de instabil și atât de... mi-e și jenă, să zic. Așa. A lăsat o fată un coment. Să zicem, nu știu cine, să zicem că e aproape un coment. Era un cuvânt. Așa. La un clip mai vechi. Deci absolut nimic ce contează. Bă, nimic. E o fată care a trecut pe acolo și a lăsat pe acolo slăbuț, care e, bă, e jegos ca și cum. Adică prefer să, adică dacă mă înjuri, știu că te-am mișcat într-un fel. Dar slăbuț e așa, un fel de meh cu mai multe litere, știi, gen slăbuț. Da. Dar cumva, adică nu i-a plăcut atât de mult încât a scris ceva, dar n-a scris mai mult decât slăbuț, adică. Așa. Și bă, am râs, dar s-a lipit un pic. Și m-am urât și m-am judecat pentru faptul că s-a lipit un pic. Știi care e problema? Că de multe, la unele comentarii ești, da, bă, e clar, e prost, dar sau nu înțelege sau nu știu ce, știi? Aia și e așa. Faza. Problema e că unele îți ating niște nesiguranțe. Aia și e când faza. Ating chestia aia, poate să fie celelalte 1000, bă, e super tare, nu știu ce, știi, dar e unul care te atinge un pic. Știi de ce s-a lipit un pic? Pentru că ești gras. Nu.
Pe, da, normal, sunt. Și poți să fii gras și fără să mănânci mult. Asta e callback la episodul trecut. Dar faza e că slăbuță ăla, și de ce s-a lipit un pic? Pentru că, într-un fel, am asociat o față din știi genul ăla de față? Da, le pe știu care foarte n-ai cum bine. Să nu vezi. Bă, la toate show-urile, da? Dar nu contează. De acolo oricine, de la... Cu oricine vorbești din lumea asta, are fața aia arsă în creier. Orice om care face stand-up are fața arsă în creier, cum se arde cum e cel aia de revizie tehnică la televizor de pe vremea. Mira. Cum se ardea Mira pe tubul catodic, așa au oamenii care fac stand-up fața arsă pe... Referința asta. Pentru pauză. Mira, tub catodic. Pentru tubul catodic. Orice om din lumea asta care face stand-up are în cap privirea și fața aia de om din public care are în cap slăbuț. Adică nu mă enervez, nu e slăbuț. Păi ce-i dracu să ia în față? Tot ce m-am gândit că în spate să râde bine, păi și ăștia din față, nimic. Eu de ce crezi că am bucata în care zic că și nouă ne e frică de ăștia din față? Că lor le e frică de noi, dar nouă ne e mai frică, ca la câini, nouă ne e mai frică de ei. Că ei zic, aoleu, dacă se ia de mine, și eu mă gândesc cine dracu o fi în față? Că dacă ai trei de ăștia cu slăbuț pictat pe muie, nu e ușor. Trebuie să te ferești de ei în cel mai bun caz. Și brațele încrucișate. Da, brațele încrucișate, lăsat pe spate și... Și de asta spun că de-aia s-a lipit slăbuțul ăla. Că dacă era cu băgămea și pula morții mătii de terminatul pulii mele, era mai... I can work with that. Dar slăbuțul ăla, sictirul ăla superior așa, știi, ca o zână. Dar nu mă deranjează oamenii ăștia atât de tare, sincer, ăștia care sunt așa. Nu mă deranjează atât de tare. În sală sau... Da, pe cât mă deranjează când mă văd eu pe mine. Că sunt slăbuț. Că acolo e problema. Da. Că știu eu că sunt slăbuț. Nu că mă considerei slăbuț. Că eu am așa și eu mai am momente în care mai, nu știu, comenturi sau așa, nașpa. Stai, după aia mă văd și eu și sunt la da. Stai puțin, te referi la faptul când dai de corporalizarea aia pe scenă, de te uiți tu la tine și te judeci că... Da, nu, aia nu, dar aia nu, e mult mai nasoală decât asta în comentarii. Aia când te judești tu de la distanțe. Dar nu că mă uit la filmări sau așa. Când sunt acolo, dar nu sunt acolo și mă uit la mine. Aia e extraordinar de nasoală. Ce-i cu intonația asta? De ce te miști așa? Ce-i cu gluma asta de căcat? Ești prost. De-aia beau. Alcoolul, dacă are o funcție... Eu nu mai pot să-ți pronunț cuvinte când... Nu, eu am dicție când beau. Asta e blestemul meu. Dar faza este că alcoolul, ăsta e cel mai mare avantaj. Omoară vocea aia. Vocea aia care te autoanalizează. Care se auto, care analizează, care vocea aia. Da, înțeleg ce zici. Mi-o îmbată și mi-o face heckler. Dă-te jos, bă! Ce bună! Praf, următorul, cât mai ai? Și asta e problema, că următorul nu e, tot eu sunt. Da, mă. Asta mi se pare, dacă vrei să fii heckler, doar atât. Cât mai ai? Atât. Și aia tu va distruge. De ce? Nu ți se pare? Nu, cum? Că imediat aia, asta zici și măta. Exact, asta e foarte ușoară. Asta zici și măta face. It's a cheap joke, dar it's an exit. Eu de-abia aștept să ajung la sictirul ăla care să mă... Așa să tratez pe mine. Să te pui așa? Da, așa zici și măta seara. Eu mai fac asta. Nu văd de ce aș da mai mult pentru un comentariu așa slab. Da, și asta e. Păi bune. De ce să depun mai mare efort? Când e ultima oară când ai avut un heckler ostil? Da, nu prea. Cred că în primăvară sau ceva. În primăvară? Da. Eu nu mi-aduc aminte efectiv ultima oară când am avut un heckler ostil. Și știi care e partea proastă? Că hecklerii ostili sunt mai... parcă e mai ușor să tratezi cu un heckler ostil decât cum am avut la Brăila cu unul de ăsta care vrea doar să țipe ceva, dar e prietenos. Ăsta e mult mai greu să... E mai greu să întorci sala împotriva unui om care e prietenos decât împotriva unui om care e ostil. Da. Și atunci... Na. Dar faza e că nu mi-aduc aminte efectiv ultima oară când am auzit căcaturi de-astea ostile, gen du-te, ești terminat, jos, următor. N-am auzit, frate. De ani de zile. Și e mai ușor de tratat cu ăștia. Și cred că mi-ar place și... Cum se zice corect? Mi-ar plăcea. Mi-ar fi drag. Așa am vrut să zic. Mi-ar fi drag. Dar serios acum, aproape aș că mi-e prefera. Aș prefera unde ăsta, că aproape că mi-e dor de a rezolva o situație sau de a fi într-o situație de aia. Mai degrabă decât ți-ai să
boul ăla de la Brăila, care da, la curve ai fost? Râdea și râdea, știi, că era și... Ca să anunțe pe toată lumea că el e prietenul nostru. Eu n-am vrut să-l fut, eu am vrut să-l ajut. Da, bă, a fost o mică sesiune de terapie. Aseară am avut un corporate. Da! N-am mai avut de mult. Corporate este opusul decorporalizării. Da, 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 a fost, că eram foarte adânc înăuntru meu. Și cum a fost la corporate? Nu, atât aveam să zic, a fost, n-am mai făcut de multă vreme de astea, că n-am mai vrut să mai fac, că îți ia... E oribil. Sufletul la șmergel. Da, așa? Exact, asta e expresia mea. Exact, da, pe de-aia am zis. Este... Dar a fost, da, a fost în termenii tăi sau în termenii lor? Adică te-ai dus tu să faci într-un colț sau așa, sau au venit ei într-un loc unde se făcea un show? Nu, 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 m-am dus eu, m-am dus eu. Da, a fost interesant că publicul era format... din 100 și ceva de fete, da, și femei, da, și vreo 8 băieți. Bun. Pow. Reverse gangbang. Reverse gangbang. Dacă e să vorbim în categorii de porn, apropo, da, încă da, nu mi-a venit rucsacul cu categorii de porn de la Pornhub. Mi-am luat Pornhub apparel. Am luat șapcă, tricou, ciorap și rucsac de la Pornhub. Ce nu știu. Mă rog, da, de-abia aștept. Costel a făcut sala Palatului. La femei. Cu femei. Da, da, a făcut corporul la Avon, a făcut show privat în sala Palatului cu numai cu femei. Am corpul ăsta la sala Palatului. Da, era o firmă care avea, adică era pe profil de femei, gen. Nu, 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 nu. Era contabilitate, era... chestii de genul ăsta. Video chat. Da, contabilitate slash video. Dar a fost ok, jur. N-am mai avut un corporate ok de multă vreme și a fost ok. Talk about unicorns. Corporate ok, e chiar... Exact, da, 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 da. Asta am avut de zis, n-am mai... Deci ai avut un corporate ok. Da, 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 asta, asta vreau, cu asta vreau să mă laud. Am și avut un corporate oribil aseară. O, cu asta vreau să mă laud. Da, nu a fost bine. Da, tot e așa pe terenul lor? Da, da, e treaba aia la corporate. Bun, lăsând la o parte banii, dar vezi, tot timpul când vorbește un corporate, când, na, ai ok că faci acolo, ai cumva în cap și ăla la care ai ieșit bine. Da, mă, un pic de speranță trebuie, da, să ai. Știi cum a fost ăla de la Constanța? Bă, băiate, deci nu... Când a fost show-ură, da. Când a fost show-ură de bune. Bă, e incredibil, oamenii, a fost foarte tare. Accidente se mută. Da, da, da. Și mereu am pe, hai mă, poate o fi. Dar cel mai bun, lejer, cel mai bun corpore pe care l-am avut, cred că acum vreo 3 săptămâni, 12 oameni au fost. A fost incredibil. Erau două mese cu câte 5-6 oameni, cam așa. Și a fost, dacă nu era, avea o problemă, că era într-un restaurant, nu era lumină, nu era nimic. Nu era un restaurant. Mâncare, era închis. Și a fost o problemă cu, era o alarmă și aia a mai făcut, dar în rest show a fost perfect. Toți se uitau, normal, că nu puteau să vorbească între ei. Că așa puțin, da, da. Ei erau prea puțini, înțelegi? Și când te ascunzi în mulțime, e altceva. Da. Toată lumea m-a ascultat. Și numai că au râs, a fost foarte ok, a fost bine, a fost incredibil. Deci acum eu întreb, că vreau la cât mai puțin oameni să fac. Se pare perfect. Da. Eu am avut un corpore de ăsta foarte dubios, pentru că erau foarte puștani. Toți de acolo programatori. Deci un anumit profil psihologic de așa puștan, dar nu știu acum că se fac destui bani din programare cât să mai și fuți. Dar e un clișeu care o să... Da, cred că a dispărut. Da. Dar apropo de energie și de... am să zic autism, dar nu în sensul ăla. Deci nu în sensul clinic de autism, ci în sensul ăla figurat. Bun. În sensul bun. În sensul bun. Da. Nu, dar chestia aia, detașarea. Da. În orice caz, puștanii, adică asta e o chestie pe care puștanii o au de când e lumea, detașarea asta oarecum de... Bă, s-obligați. Dar acum gândește puțin că odată cu tot ce înseamnă internet a crescut foarte mult așa și aia chiar trăiau în virtual, da, adică din asta, acolo era lumea lor, din aia trăiau, asta făceau. Și a fost greu. A fost greu, dar am luat-o și o raznă la un moment dat și nu știu, eu zic că a fost bine, nu prea mi-a oferit energie, a fost greu, erau și așezați pe jos așa într-o de-aia, aveam lumina din spate, aia mi s-a părut extraordinar. Eu aflasem că există lumina, deci au zis există lumini,
de scenă, da? Eu nu credeam că se mai poate întâmpla o greșeală de genul ăsta. Când am ajuns acolo, era o scenă, era un fundal în spate și două lumini care băteau dinspre fundal înspre public. Ce drăguț. Și am rămas blocat, că eu nu, mie nu venea să cred că în 2018 încă mai este cineva care are impresia că se poate lucra. Deci să ai unde ați văzut voi? Asta aș vrea să-i zic omului care a organizat. Unde ai văzut tu un spectacol unde există două lumini care îți bat ție în ochi și nu bat pe ăla de pe scenă? Cui a venit ideea că așa ar trebui puse? Să bată în oameni. Păi și aici au zis că au scenă. N-aveau scenă. Aveau ring de dans. Era aceeași chestie pentru ei. Scenă și ring de dans. Da. Bă, să știi că... Aveau lumini, dar băteau dintr-o parte. I take dintr-o parte anytime. Da. Și pe de altă parte să știi că scenă, am învățat asta de mult, scenă pentru foarte mulți oameni înseamnă orice loc liber. Deci oriunde nu sunt scaune, uite scena. Da, exact. Scenă. Da. Asta cu ridicat și e cu așa. Un loc cu așa. Liber. Nu mai ții minte la Galați, dar Summertime cum era. Da. Când ai zis, noi prima oară când am intrat la Summertime, de mult, de tot, acum 10 ani și 11, până nu știu. Prima oară când am intrat acolo, ne-am uitat în tot barul și nu ne-am dat seama unde am putea să facem, adică nu era niciun loc care părea... Și am întrebat pe aia unde facem și ne-am zis acolo și ne-am uitat efectiv jumătate de metru între două canapele. Aia era scena. Da, știu, am făcut și eu pe vremea aia. Da. Și după aia s-a făcut ca lumea, știi că la Summertime... După aia l-au făcut foarte mișto. Iar acum este salon de nunți. Da, am văzut. Am avut eu show acum. Și cum a fost? Bă, energia a fost frumoasă. Adică oamenii chiar erau... Ok, erau veniți pentru show și știau la ce au venit și a fost foarte ok energia. Dar locul... Deci au lumini de alea rotunde din cristal așa care atârnă din tavan, gresie albă peste tot, mese de alea rotunde mari cu... pânză albă până în podea, adică e salon de nuți. Da. A fost foarte greu să acopăr taraful. Am intrat acolo și am zis, domnule, dar lăutarii chiar... Lăutarii sunt fix. Nu, dacă umblăm la ei, după aia nu mai știe băiatul să-i pună la lui. Da. M-am înțeles bine cu ăla de la Fagot și... Hai să închidem că trebuie să începem. A fost un episod. A fost un episod, da. A fost clar un episod. De ne-am vrut să fie mișto. De unde să știu ce a scris Maria? You have to be a fool to not do comics in Club 99. Welcome to the arena. Show-uri de anunțat, avem ceva show-uri de anunțat exact acum că nu mai ascultă nimeni, dacă astăzi tu YouTube la retention. Da. Acum mai sunt trei oameni. Joi, noi avem în seara asta la Baia Mare, nu? Da. Da, e sold out. E sold out. Baia Mare? Ai anunțat sold că out? Ai un show sold out? Da. Și bam! Vreau și eu să anunț acum că nu se mai uită decât trei oameni, din aia trei sigur unul cel puțin va veni la Grand Cinema, am la mall. La Grand Cinema. Te-am văzut, da, am văzut afișul azi. Ai văzut afișul azi? Mall, da. Vii? Da, în mall. Vine și Melinda, o să fie plin. Plin, I tell you, plin. Bă, da. Eu nu pot să vin, că am copil mic și... Tu ai copil? Dar nu poți să dai biletele înapoi sau ce? Da. Nu poți să-ți anulezi rezervarea? Trebuie să stai acolo? Da. Ți-a luat loc în față? Da. Te vede dacă te... No. 17, luni. E primul meu one man show la mall, ceea ce nu înseamnă aproape nimic, dar e primul meu show. E ceva. Da. Eu am făcut show la un moment dat la mall. Îmi dăduse o bluză stricată de la New Yorker și am făcut un show. Ai la făcut aia un spectacol? Pe cum pula mea nu puteți să schimbați? Pe EM am cerut S. Ce, s-a zis, vă fac un circ? Da, da, exact, aici vă fac un circ. Ce, n-am mai stat de 5 ani? Da. Mamă, asta vreau să fac și eu. Așa trebuie încheiat. Bam. Da.